La data de 7 iulie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un minor a fost lovit de o bucată de lemn în zona parcului central din Municipiul Târgu Jiu. Patrula de siguranță publică și polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale s-au deplasat la secția UPU Gorj, unde au luat legătura cu bunica minorului, stabilind faptul că la aceeași dată, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla în zona anfiteatrului în parcul central din Municipiul Târgu Jiu, împreună cu bunica sa, minorul de 10 ani a fost lovit de o creangă care s-a desprins dintr-un copac de esență plop de la înălțimea de apă aproximativ 20-25 de metri, fiindu-i provocate leziuni la nivelul brațului superior drept. Minorul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i acordate îngrijiri medicale de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La data de 7 iulie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un minor a fost lovit de o bucată de lemn în zona parcului central din Municipiul Târgu Jiu. Patrula de siguranță publică și polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale s-au deplasat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde au luat legătura cu bunica minorului, stabilind faptul că la aceeași dată, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla în zona anfiteatrului în parcul central din Municipiul Târgu Jiu, împreună cu bunica sa, minorul de 10 ani a fost lovit de o creangă care s-a desprins dintr-un copac de esență plop, fiindu-i provocate leziuni la nivelul brațului superior drept. Minorul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i acordate îngrijiri medicale de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.